Cine îmi dă răspunsul corect aici? E plecă de acum, acolo? Da. Deci aici e greșit de la trebuie. 100%, da? Momentan. 100% greșit. Ok, nu pot răspunde profesor. Nu că nu. O să spun, te conving în dată. Știu unde am greșit. Nu spune, te rog, că nu. Capul sus, amândoi, distanța, 130, nu, deci, nu este aici. Super, mersi. Hai, Stefania, să-l facem. Da, cred că, acum. Păi da. O să iei. Vrei să încerci? Hai, hai să vedem. Hai că tot, o greșit amândoi. Nu, mi-a dat. Cât? -7. Nu? Greșit. 27 scăzut, 27 cât faci? 0. 0! Cât faci? 23 scăzut, 23. 0. 0. Și faci, cât faci? Minus 15 plus 5. Minus 10 ne dă. Minus 10! Minus 15 plus 5, minus 10. Ca și cum aș crede de 15 pe 5, dăm să văd. I-am spus minus 10. Ai zis minus 18. Scădere la scădere. Aaa, tu ai vrut să... Păi aia cu minus e adun pe ei. Aici. Așa. Ei, nu, asta cu ăsta era. Și era plus în față. Da. Și mă gândeam la scădere și de asta. Deci... Tu vrei să e cu minusul deoparte și e cu plus deoparte. Da. E excelentă ideea. Să știi că așa o să folosim de acum. Iar o idee frumoasă, foarte tare. Când s-a amestecat și cu plus și cu minus, eu spun așa, eu vreau pe aia cu minus deoparte să-i văd și aia cu plus deoparte și, tu ai fi vrut să așa să spui. Minus 23, minus 15, minus 27, da. Plus 27, okay. Plus 27, care urmează cu plus. Plus 27, plus 5 și plus 23. Foarte tare. Este o idee foarte frumoasă. Ca ți îți place așa să fie, care e cu minus deoparte, ce e cu plus deoparte, nu așa? Și atunci, minus 23, minus 15, minus 27 făceau un număr. Da. Ăștia îți dădeau alt număr. Și cât ar fi fost aici? Ar fi fost minus, pe ăsta și cu ăsta face minus 50. Da. Cu minus 23, cu minus 27 fac minus 50 și cu minus 15 face minus 65. Da. Minus 65, că e adunat. Deci vine minus 65, iar aici, zice, 27 și cu 23 fac 50 și cu 5, 50 cu 5, 55. Da. Plus 55. Da? Da. Și atunci, 55 minus 65, minus 10. Așa. Foarte tare. Da. Foarte tare. Bravo. La cealaltă care mi-a dat dat-o, ne dă minus 0. Aici? Vreau să văd. O facem acum? Acum, hai. E bine minus 0. Hai să vedem. Acum am pus tehnic. Minus, minus într-o parte și minus, plus într-o parte. Deci așezat așa. Minus, aia e cu minus de-o parte, aia e cu plus de-o parte. Da. Și ai făcut calculul. Cât ți-o dat cu minus, ce-o dat cu plus. Dar nu, dar nu este 0 cu plus. 0. Pur și simplu 0. 0 nu are semn. Nu cu 0 pozitiv sau 0 negativ. 0. Okay. Da. Nu, lăsăm pe fete, să-i dau alta. Dau alta. Așa. Zice. Următoarea. Da. Minus 23 plus 13 plus 10 plus 5 minus 25 plus 20 minus 11 plus 7 plus 4 egal cu? Thank you.
capul sus. Noieme. Iată am prins. Numărul tău. Așa cu ăsta? Acum, da, să ție tot timpul. Mâna așa ca să nu scap capul. Vreau să vă spun că ce facem acum este valabil pentru ele de care ajung într-a 12-a. Ajung în clasa 12 și nu știu semn la algebră. Asta e marea dramă a școlii românești. Deci copii, ce facem acum este lecția pe care o pot urmări toți elevii care nu știu semn la algebră. Semnul la algebră, chiar să-i intitulăm așa, este spectaculos. Ne-am apucat de o lecție pe care n-am gândit-o de acasă. Aici, când ai tu, ai spus că nu-ți place ție să aduni, să zici minus 4, minus 9 și mai degrabă zici 70, minus 13, mi-ai dat șansa să pornesc semnul algebră, da? Chiar așa. Probleme diverse, semnele la algebră, da? Semnele... Adică dacă eu nu spuneam, nu făceam? Nu făceam asta. Tu mai ai fost cea care m-ai provocat. Ne dă 0. La asta. Sigur? Da. Care? La asta discutăm, nu? Mai aici. A, încă n-am ajuns. Da. Asta, da? Zero? Zero, așa este. Da. Dar vreau să văd șmecherii făcute. A, da. Asta aia sunt. Deci, cu șmecherii vreau. Șmecherii? A, n-am spus. Deci le-ai pus pe aia cu minus deoparte, aia cu plus deoparte, nu? Așa cum după ideea lui Ștefania. Vreau șmecherii. Șmecherii. Poți să arăt? Hai, cu șmecherii, da? Da, da. Nu, ce le grupez minus 23 plus 13 ne dă 10. Plus 10 plus 20 ne dă 10. Minus 10. 10 și cu 20 am dat singur plus. Și 10 și cu 20. Și plus 10 și plus 20. De fapt, 30. Așa, da. Plus 30. Plus 5, minus 25 ne dă 20. Minus 20. Minus, că ăla mai mare. Minus 20. Când dă la aia de deasupra care o face Vicky? Minus 0. 0. 0? Da. Dar niciunul nu ne dă minus 0. Cât vă dat? Mie minus 14. Mie minus 10. Minus 10. Greșit ăla. 0. Și aici va fi minus 11 plus... ce ăsta? 14? 7 și cu 4. 7, 7. Unde? Ăsta-i 7. A, 7. Păi și cu 4 lăsăm deoparte. Așa, și minus 11 plus 7 ne dă minus... 4. Așa, minus 4. Și cu 4? Plus 4 ne dă minus 8. Nu, minus 4 plus 4? Cum? Cum a spus? Minus 4 plus 4 este. Pardon, minus 0. 0. 0, 0. 0, ca și cum ar fi 4 minus 4. Deci ăștia sunt prima cu 0, da? Da. Și aici? Ai minus 10 și cu minus 20? A, uite, ne dă... Minus... 30. Minus 30 cu 30? 0. 0. 0 total. Ok. Da? Deci, iată, eu aș fi făcut o altă șmecherie. 13 cu 10, cât fac? 13 cu 10. 23. Da, așa. Și cu minus 23, să anulează. Ok. Minus 11 și cu... 7 și cu 4, 7 și cu 4 fac 11, cu minus 11, s-a anulează.
5 cu 20? 25. Și cu minus 25? 0. Să rămâneți, te-ai rămânat. Poți să fac viața? Nu, nu, lasă la fete. Ca să le arăt. Da, ți-ți dau ceva. În bancă și altul. Minus 27 plus 5 plus 22 minus 14 plus 9 plus 5 minus 21 plus 3 plus 7 plus 11 egal cu 21. Cu șmecherii. Cu șmecherii vreau. La care vă dau voi aici? Cât vă dau? Minus cât? Mie minus 10. Minus 10. Eu acum fac... Hai să vedem, să vedem. Vino ca și să vedem. Cum ai gândit tu? Cum ai obținut tu minus 10? Ia să vedem. Eu am făcut minus... Minus 17, minus 9. De ce minus 17? Minus 27. Minus 27, cu minus 9 și atât. Și cu minus 4. Așa. Deci îi scrie așa, în ordine. Minus 27, minus 27, minus 9 și minus 4. Așa. După care, plus 13, îi pune pe celălalt, cu plus 13, plus 20 și plus 7. Plus 7. Și egal. Mi-a dat minus 14. Hai să vedem. Să o rămânem pe Ștefania. Minus 27, minus 9, minus 4. Deci e așezat pe cu minus la început și pe, după aceea cu plus. Minus 27, minus 9. Face... minus 30 și... cât? Minus 36. Da. Da? 7 și 9, 16, minus 3, 6. Și cu minus 4? Minus 4... Ca și cum ar fi 6 și cu 4. 38. Nu, minus 36. Da? Minus 36, da. Minus 4. Ah, pardon. Face minus 6 și cu 4 face 0. Aici am greșit. Da? Da. Și 4. 40. Minus 40. Da. Deci egal cu minus 40. 40. Și acum? 13 și cu 20. Scriu în continuare? Da, nu, să începe să adun. Mai întâi 13 și cu 7 ar fi bine să adun. 13 și cu 7? Da. Face 20. Da. Că 13 cu 7 fac 10 și cu 10 lăsa 20. Da. Cu 20? 20 cu 20? A, 40. 40. Deci plus 40. Și 40 minus 40 egal cu 0. Da? Ca și cum ar fi 40 minus 40. Bă, da, minus 40. Dar eu am greșit aici, ca așa mi-a dat... Ați schimbat? Ce? Aici. Da, da, am schimbat. Da. Acolo da. Mi-a dat 21. Nu a greșit? Da. Da. Ca eu facem acum? Ca eu facem acum? Meșcherii, cu meșcherii să-l faci. O face pe... Da, dar cu șmecherii acum aș fi vrut. Iată cum aș fi făcut eu cu șmecherii. Pe asta ca să facă zero. Ștefania a avut tehnica asta, cu cei cu minus de o parte, cei cu plus de o parte, nu? Și adunăm pe cei cu minus, și adunăm și pe cei cu plus. I-am tras linia. Păi e grupat, nu așa? Da. Ei bine, minus 27, 20 cu 7, cât face 20 cu 7? 20 plus 7. 27. Da. Și cu minus 27, ăsta și cu ăsta, 0. Da, eu am greșit acolo că am pus minus 39, dar că era minus 40. De a, așa. Ne dă minus 20. Acolo? Da. Bă, nu cred. A spus că nu credeți. A zis că nu cred? Da. Deci da. N-am fost foarte ferm, nu? Exact. Sancționez orice da, afirmație. Dar puseră cum a făcut? Imediat, da, suntem cu fetele. Suntem cu fetele. Da, 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 te rog. Deci, hai să vedem aici, copii. Eu aș fi făcut 20 cu 7, Noemi. 20 cu 7 fac 27, cu minus 27 fac 0, da? Da. Minus 9 minus 4, minus 9 minus 4 face minus 13. Da. Și cu 13, ia să anulează și ăsta, 0. Terminat. Mai
mai bine la fără lumină. Poți să fiu? Deci cu lumină parcă nu s-a văzut, nu? Vino, vino, nu te mai duce. Să cred cu meșul. Așa, vreau să înțelegi. I-am început-o pe aia din treapta, tu e 6 minus 4. Care? Aia, da. Minus 27 plus 5 plus 22, asta? Da. Poți să arăt eu cum am făcut? Hai mă, arată. Nu, poți, da. Nu, nu, atunci ai și cu șmecherea făcută, da? Da. Să o lăsești pe Noemi, că vrea să vadă... Nu se uită. Nu se uită? Nu se uită. Nu, nu se uită la rezultat. Hai să nu se uită la rezultat, să ne-am ce-ai făcut. Da, da. Nu uite, nu mai ești rapte. Pac, zero. Da. Minus 21, 3, 7 și 11. Așa. Trei și șapte, 10 și 11, 21. Așa, 21. Da, totul s-a. Da, nu, 21 mai zic. Nu, 21 mai. Nu, păi ai zis 21. 21 că prins pe toți. A, tot. Da, da, 21 minus 21, 0. Deci, cât este? 0. Eu nu fac să-mi calcul, de-aia. Dar ții, de ce s-a dat așa? Mie că am făcut așa. Aici mi-a dat... Aici am greșit, aici. Acolo am greșit. Da, acolo am greșit. Așa. Să revenim. Vreau să-l închid, doar că n-am avut timp. Da. Așa. Aș vrea să-ți fac o surpriză. Da. Așa. Altceva? Mai vrem? Da, să-ți dau din nou altul. Yeah. Da, te-ai prins. Mi-ai dat răspunsul corect. Deci ce să-ți fac? Deci asta cât au făcut aici, fetelor? Am zis că 0, nu? L-am stabilit că face 0, parcă așa poate. Da. Și acum este ăsta, de-al doilea. Minus 21. Semnul algebră cea mai tare lecție care face. Foarte important, o pot vedea elevii de la clasa, adică de la clasa la care credi că se află, până la 12. Da? O nemoțire. Wow, șmecherii! Așa. Papul sus, zice altă. Gata, mă leg de tine acum. Se zice, voi ați auzit, cai mănâncă ovăz, nu? Da. E mâncarea lor preferată de, și... E întrebarea aia, Carole, întreabă? Sau... A mers cineva la târg cu ovăz de vânzare. Așa. Și acum, având căruță, o căruță cu cai, era foarte greu să spun ce are el de vânzare, nu? Și spune, ce ai de vânzare? Hai la, știți cum merg, hai la cartofi, cum merg la țară și strigă, hai la cartofi. Dar acum putea zic, hai la ovăz. Săreau cai în sus de bucurie, nu? Și așa că, zice, ce ai domnule acolo? Și la ureche, spune,
poezi, dar să nu mă aud de cai. Așa și tu aici ai băut. Deci mi-am amintit că tu ai venit și mi-ai spus la ureche că fac rezultatul. Da. Care este rezultatul? Așa. Am văzut să mă aud de cai. Așa. De ce? De cai? Da. Minus. Șapte. Minus. El a zis zero. Eu nu cred că e zero, cred că ne-a păcărit atunci. Eu sunt sigur că e zero. Sigur. Cum ar fi? Eu fac pe cealaltă. La asta lucrăm, nu, Ștefania? Da. Așa se vedea că îți place. Miami, hai la tablă pe Miami, hai să vedem. Hai! A pus sus Miami? De-aia vreau să scot la tablă ca să nu mai spui, ca să mai ții capul așa, în bancă. Bă! Vreau și eu să spui asta. Și ne dă cu ma... 66? Nu. Nu mai știu. Ia din nou. Stefania, ajuns tu? Hai să zici. Lasă. Da. 13 cu 10, cât fac ăștia? Dar nu facem 23. Minus 23 plus 13? Da. Eu ziceam așa. Hai să-i adun pe ăștia doi. Și mai pe ăștia doi. 13 cu 10, am 12 cu plus, ca și mă înainte. 13 cu 10. 23. 23 scăzut 23. A, 0. 0, ăștia s-o termină cu 0. Toți 3. 0. Da? Da. Mergem mai departe. Plus 5 cu 20, plus 5 cu 20. 25. 25. Salmul 2 da. E la fel. Da. 25 minus 25? Da. Minus. Păi minus. 0. Da? 25 minus 25? 0. Da. 70 cu 4? 11. Așa. Da? 11. Minus 11? 11 minus 11? 0. 0 și cu 0 și cu 0? 0. Terminat. Deci pe chirii.
Ca să nu muncim deoparte, dacă luăm pe minus, în varianta care știi tu, minus 23, minus 25, minus 11, deci dacă aș fi mers așa, egal cu minus 23, minus 25, minus 11, deci am pus pe cei cu minus întâi, da? Minus 23, minus 25, minus 11, și apoi plus, plus 13, plus 10, plus 20, plus 7, plus 4, egal cu minus 23 și cu minus 25, dacă adunăm unitățile 30 cu 5, 8, minus 2. Nu, 30 cu... Amândoi sunt cu minus, trebuie să-i adunăm. A, da. Face minus 48. Da. Deci, minus 48. Și cu minus 11, iar îi adunăm, că sunt la fel, minus 59. 9. Că 48 și cu 11, da. Cu 10 face 58 și cu 1, 59. Da. 59, minus 59. Plus. Dacă mai adunăm pe aceștia cu plus. 13 și cu 10, 13 și cu 10 face 23. Și cu 20, 43. 43. Și cu 7, 43. 3 și cu 7, 50. Da. Și cu 4, 54. Dar 59, cum ne-a dat nouă 59? De ce? Da? E acolo 56. Răspunsul? Da. Nu? Da. Încă o dată, să vedem noi, tu, să vedem aici. De ce am greșit? Trebuie să ne dea 0. Minus 23 și cu minus 25 face minus 48. Minus 48. Și cu minus 11 face minus 59. Dar să vedem dacă am scris bine. Minus 23. Minus 25 și minus 11. Corect. Din cu acei, cu plus. 13, 10, 20, 7 și 4. Da, corect. 13 și cu 10, 23. Și cu 10, 43. Da, 43. Apoi 50. 50 cu 7 și cu 40. 54. Mai, așa fi. Păi, dar nu e corect. Păi ce am făcut noi aici? Înțeam că ne batem joc, matematica asta are două răspunsuri. Cum îți vine asta? Dacă mai facem prin altă metodă, poate ne dă altă. Păi nu, trebuie să ne dea. Același răspuns trebuie să ne dea. Da. 13 și cu 10 fac 23 și cu minus 23 fac 0. 5 și cu 20, 25 cu minus 25 fac 0. 7 și cu 4, 11 și cu minus 11 fac 0. Mai e să fie. Mai vedem o dată. Minus 23. Minus 25 și minus 11. Da. 13 și 10. 13 și 10. Aaa, ne-am mai pus pe plus 5 ăsta. Vezi? Am zis 13, 10. Am sărit la 20, dar pe plus 5 l-am sărit. Nu l-am mai pus aici. Deci plus, trebuie să spun aici plus 5. Da. Egal cu. Deci nu îl puseze pe 5. Deci, încă o dată, vedem, am 13 cu plus 10 cu plus 20, 7, 4, dar și 5. Da. Și 5. Și facem... Minus 59 și da. Plus 59. Plus 59 va face, că era până aici, da, era 54 și cu 5 ăsta 59. Deci eu am 59 minus 59 face 0. Da? 0. Corect. Hai să ne ducem aici. De 66? Nu? Va. Sfier. Nu mi se nimic. Nu ți-e nimic? Băi, tu, nu se poate, mă, tu ești așa de frumos la astea două. Păi a făcut cum a făcut, că a făcut așa, în ordine, cum a luat Stefanie, dar nu a ieșit. Greșit. Nu e greșit, mă? Hai, Ștefanie, să zicem așa. 5 cu 22? La ea. Da. 5 cu 22? 27. Minus 27? 0. 0. Terminat. Poți să-i încadrezi așa și pui 0 la ea. Da.
Bun. Acum... 9 cu 5? 9 cu 5... 14. 14 minus 14? 0. Terminat. 30 cu 7? 10. Așa, 10. 10 și cu 11? 21. 21. Minus 21? 0. 0. Terminat. Se va fi? Așa se fac și pe șmecherii. Mergi mult mai repede. Da? Dic bace. 20 cu 30? 50. 50 cu 15? 35. 65. Da, 50 cu 10, 60 cu 5, 65. Da. 65 minus 65? 0. 0. Până aici s-a terminat. Deci până aici am făcut-o. Da. Acum... 30 cu 7? 30 cu 7, 10. Și cu 12? 22. 22 minus 22? 0. 0. Terminat. Și 22 cu 12? 34. 34 minus 34? 0. 0? 0 este rezultat. Deci 0 și asta. Scrie și pe asta, ai scris-o? Acum. Acum scrie. Când am văzut de nu știu cât timp. E speriat. La care muncește? La muncește la asta. Minus 7, minus 3, minus 15, plus 14, plus 11. Am ajuns fetele. Da. Am ajuns deja. Deci minus 7, minus 3, minus 15. Plus 14, plus 11. Da? Nu vă vedeți, nu vă vedeți. Da? Acum. Da, da, da. Hai să vedem. Nu vă vedeți? Nu mă văd? Nu acum, da. Acum vă văd. Da. Hai. Deci, deci. Deci, ai, ai depus armă mai aici. Nu se poate, măi. Nu, așa, nu mai poate. Ai, nu se poate, măi. Am zis toate variantele. Păi cum, măi? Bun, ieri deoparte, ieri cu minus deoparte, ieri cu plus deoparte și trage și așa. Trebuie să meargă. Păi... La șmecherii vreau. Păi da, la șmecherii. La șmecherii, da. Observ niște șmecherii ca... Ca să vii la tablă trebuie să ai șmecherii cu tine. Nu așa că ieșim până la tablă. E mai ieșit până aici. Da? Deci până astea cu minus cât fac așa? Aici fac... Minus 10. Pe minus 10 fac ăștia și cu minus 15? Minus 5. Minus 25? Minus 25. Cam doi sunt. Sunt datorii toate acolo. Minus 25. Deci ăștia fac minus 25. Minus 25 plus 14? Nu, 14 și 11? 14. 3. Cum se fac? Amândoi 14 și 11. 25. 25. Așa, 25. Este la fel? Da, 50. Deci 25 da. Fac astea, da? Cu plus. 50. Și cu 25 minus 25? 50. Cum se fac 25? 25 minus 25? 0. Da, 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 0. Deci aici a fost 0, terminat. Minus 23, minus 27? Minus 60. Minus 60. Minus 60. Minus
22 și cu 28? Nu e minus 50. Cum să nu fie? Ba da, e minus... minus 50. Minus 50. Da. Așa, minus 50. Și 22 plus 28? 28... 50. Plus 50. 100. Păi, mă-ntrauzi că e minus 50. Minus 50 plus 50? E 0. E 0. Da, știai. Eu îmi place că am pus. Da? Deci, vezi tu, trebuie să fii 50 minus 50 fac 0, mă. Da. Și 25 minus 25, 0. Și vezi grupajele, grupajele. Când continuăm problema de sus? Când continuăm problema de sus? Când continuăm? Acum o continuăm. Nu știu, fac din asta. Da, da, pentru că, dacă înțelesem, dăm seama, nu așa? Deci, da? Deci, hai să vedem încă o dată. Pleacă. Hai să vedem. Pleacă. Din nou. Mai este, mai 36. Este. 36. Avem. 50? A, da, 36. Da. Hai că a fost frumos. Bine, bine, bine. Vreau neapărat, cine reușește pe șmecherii să poată să adune rapid? Cine termină primă? Facem concurs. Concurs. Deci cum? Facem un concurs, dar o să o văd. Cine dă răspunsul primul, felicitat. Da. Îl scot în fața camerei și îl felicit. Și arată cum a făcut. Ca și el. Nu? Așa am făcut. Da, bine, eu hai să zicem. Ok, lăsați-mă primit, da? Zicem. Minus 15, minus 3, minus, nu, plus 10, plus 7, plus... Deci plus 10, plus... 7 plus 1 minus 23 minus 11 minus 1 plus plus 20 plus plus 20 plus 4 așa, plus 14 așa, egal cu atât. Ok. Trebuie să verific. Plus 14, da. Eu zic plus 4, plus 14. Unde? Aici, plus 14. Aproape termin. Capul nu e mie. Capul sus? Nu, te scoți la tablă, poftim la tablă. Poftim la tablă, poftim la tablă. Mi-a dat unul. Și mie. Da, și mie. Și mie. Poți să mă arăt mai am un calcul. Da, da, hai. Bine. Deci, am făcut... Așa. Așa. Minus. Și aici mi-a dat minus 0.
Așa, ți-a dat 0, nu minus 0, nu există. Da, 0. Cum ți-a dat 0, ca să mă faci să înțeleg și eu? Am făcut 15, minus 15, minus 3 și mi-a dat 18. Minus 18. Da, minus 18. Punem minus 18 la ei, ca să înțeleagă tot omul. Minus 18. După am făcut minus 18 plus 10. Așa. Și mi-a dat... Mi-a dat 8. Nimic. 8 ai zis bine, dar ce se? Minus 8. Minus 8, e puternic ăsta, da? Dacă mai zis. Deci, spui așa, între ăsta și ăsta, ți-a dat minus 8, da? Da. Minus 8 plus 7. Minus 8 plus 7? Da. A, da. Mi-a dat 1. Semnul. Minus 1. Minus 1, așa. Minus 1. Și minus 1 plus 1? 1 minus 1? A, 0. 0. Deci tot asta ți-o dat 0, cum ai și spus. Da? În final mi-a zis 0. Dar i-aș făcut așa. Minus 15 minus 3 fac minus 18 și am trebuit pe ăștia. 10 și cu 7, 17 și cu 1, 18. 18 minus 18 face 0. Tu ai muncit mult așa și a fost, dar a fost dură varianta care a lăsat-o. Da? Deci, aia adună cu ăstea cu plus 18, asta îmi face cu minus 18, 18 minus 18, minus 18, 0 și s-a terminat problema. Fac 6? Acolo. Când era primul? Așa, până așa. Acolo. Am făcut minus 23, minus 11 și mi-a dat minus 1. Nu, nu minus 1. Dar, nu, dar nu, e și minus 1 acolo. Rezultatul final? Nu, dar e și un... Și minus 1 în ce-a făcut. Asta! Da. Ia, ia vrea să fac calculul ăsta. Da, minus 23 plus 11 face minus 34. Și cu minus 1? Minus 35. Minus 35. 20 cu 14? Bună ziua! Tu vii, te-a fugărit cineva? Nu, e de la Hubbard. Aha, da, da? Deci, minus 30, plus 10, 34, da? Ești transpirat. Puțin. Ha? Bă, ești transpirat, bă, dar cum? Cum ai, ai lărgat așa? Da. Dar de unde e? Hambalune joci? Unde joci? Da, ăsta, Alexandrie. Alexandrie e aici, aproape. Da. Am înțeles, da. A, da. Deci, plus 34, minus 35, face minus 1. Da? Minus 1 este rezultatul corect. Da, e perfect. Deci vă învățăm semnul algebră, mă. V-am arătat eu, țin minte, cât face 5 minus 7? Minus 3. Minus 2, pardon. Minus 2, sigur că... 5 minus 7, minus 2, vezi? Dacă i-am arătat, dar pe semnătrutei le-am arătat lor. Da? Da. Și ei sunt a 6-a, dar n-au trecut la mulțimea lor... cu un minus. A. Încă nu au trecut. Însă... În semestru 2 acum. Acum, în semestru 2. La sfârșit fac și mulțumea numărul 3. Hai să zicem așa. Minus 23. Păi ți-ți vine foarte bine aici. Da, să ne felicitați. Ambalul. Ești aproape. Da. Da? Minus da, deci face minus 1, da? Prima primarie. Hai să o felicităm. Da. Vino pe acei. Și la asta ne felicitați? Da, sigur că da. Dragilor, iată că Noemi reușește foarte repede să termine ghișițiul. Te felicit, Noemi, și mergi pe șmecherii ca să crești viteza. Da? Pe șmecherii. Adică ai văzut ăstea, alt grupaj ca să faci, să anulezi și așa mai departe. Iată aici, minus 23, minus 14, minus 3, plus... deci plus 22 plus 18 22 plus 18 minus 17 minus 10 plus 22 plus 5 egal cu cine dă răspunsul primul?
minus 3, care mi-a dat minus 40, așa, minus 40, apoi am făcut plus 22 plus 18, care ne dă 40 plus 40, 40 și minus 40 plus 40 ne dă 0. Sigur că da. Așa, și-a făcut 0, până acolo e 0. Apoi, 0 minus... Lasă-l pe 0. Nu mi-a dat 0. Unde? Prima parte? Sau până la sfârșit nu ți-a dat 0, nu? Nu. Să vedem ce zice. Apoi am făcut minus 17... Minus 10. Minus 10, care mi-a dat 27. Asta e tenții minus 27. Minus 27, așa. Da. Și-am făcut plus 22 plus 5, care mi-a dat plus 27. Am greșit la scădere. Și mi-era 0. 27 minus 27 face 0. Deci finala este 0. Da. Corect. Eu m-am verificat. Richard? Așa am promisat? Da. Te felicit pentru precizii. Din nou, șmecherii făcute. Atenție, șmecherii. De asta îmi place. Adică nu te-a apucat să le iei de la un capul la celălalt. Eu îți băi, cine, cu care îl anulez? Fac acolo grupajele, fac despre vorba. Bravo. Viteza crește. Ori de câte ori facem chestii de astea, da? Hai să vedem altă. Yay. Să vedem următoarea. Acum trebuie să treacă și Ștefi. Sigur că da. Ștefi, acum e rândul tău. Trebuie să vezi șmecherii și să dea rezultatul. Așa. Minus. Minus 13. Minus 12. Plus 22 plus 3 minus 74 plus 25 plus 25 și plus 24 egal cu. Ok. Ce zici tu? Ce? Dar cum să nu? E sunt unghiște care se folosește foarte tare. Nu știu că acolo să spun preză. Zero. Da. Poți să arăți de ce? Pot arăta eu? Nu, o lăsă pe Noemi. Pe Noemi? Da. Nu am terminat primul. E drept, dar tu ești cu una în față. Ha, ha, ha. N-ai noroc. N-ai noroc. Până asta atunci. Da! Minus 275 plus 29 minus 14 plus 37 minus 15 plus 200, oftim, da, 214 minus 37 plus 15 minus 214 egal cu. Nu dacă
La care vrei, Stefania? La... Asta e zis, da? Da. Nu, la primul. La stația, la normal, zero i-a dat. Păi trebuie să află. Mi-a dat minus, da, nu mai trebuie, dar nu mă rog. Hai să vedem, Stefania. Vorbește. Am făcut 13. Minus 13, minus 13. Și mi-a dat 25. Deci minus 13, minus 12, egal cu minus 25. Minus 25. 22 și cu 3. Și 5. 25 minus 25? 20. 0. Până aici. Apoi? Apoi 74. Rămâne așa. Da. 25 cu 25? 50. 50 și cu 24? 50 cu 24? 74. 74 minus 74? Da. Da. Deci, iată 0 și asta. Aici, cine face corect, e felicitat de mine. Scos la tablă, felicitat, este un spectacol. Eu vreau domn profesor. Da? Știi? Nu? Oare știu? Nu, trebuie să știți și voi. Dacă ești de-a 4 și v-am predat în clasa semestrului. Ai mă, semestrele algebră. Ai, când am făcut? Ai, am doi participați. Da? Mă lași numele de m-am speriat. Tu spuneai, nu? Să lași niște numere mari, te-ai speriat așa. Nu se poate. Ia, a, ia uitați. Ia mă uite-te odată. Ia uitați-vă. Ia, ia aranjat așa, ca să fie treaba bună. Sunt cumva tot zero, că la prima dat zero. Dar ia, hai un pic să ne uităm. Nu ce ușor, ia. Hai cu și hai cu mic, ești frumos. Toți sunteți frumos. Da. Trebuie să ajungem. Da, și ei cred că văd. Să vedem. Că important este... Da, asta așa se mă face de râs. Dar și eu am văzut ce vă... Ce-i văzut? Ia și măcar ta. Numerele. Da. Nu. Uite la ultimul, comparativ cu... Da. Cu unul din ei, de pe Uite, și un mic cu minus, mama lui. Știu. Minus 214 și cu 214. Wow, se anulează. Na. Amiruna n-a văzut-o. Minus 37, domn profesor. Minus 37 cu plus 37. Wow. 0. Minus 15 cu plus 15. 15 cu minus 15. Ce tare, ce tare! Niciunul. Și acum... Și acum urmă cum stai? Știu că e... Și voi s-o coteați. Ne dă cumva minus 260? Poate da. Dar important este că asta era observația. Deci nu trebuia să muncim deloc. Să fi văzut pe minus 214 cu 214 cu plus. Să reduc repede, fac 0. Plus 15 cu minus 5 cu fac 0. Minus 37. Și tu ai muncit. Da. Băi, și eu te-am spus să fii atent, mă. Da. V-am zis, domn profesor, că eu vreau. Da? Da? Deci, da, am înțeles. Ți-a dat? Bravo. Deci, cred că este așa. Minus 160. Că veni aici, uite-te. 39, 14, da. Fac 200, minus 200. Ăsta și cu ăsta fac minus 200.
89 da. Și cu 29 care scădem acum din asta pe 29 și face într-adevăr minus 260. Bravo. Deci corect a fost răspuns. Da? Bravo. Deci răspunsul este bun, dar nu trebuia muncit. Așa am zis. Da? Deci nu trebuia muncit, ci pur și simplu... Richard, bravo, Richard. Deci de observat, Richard, așa stă poantă. Dacă te uiți de acolo până acolo și vezi numele care se pot anula, gata, nu mai muncești. Dar faptul că a făcut și i-a dat rezultatul și a făcut tot, are o viteză, bravo, Richard. Foarte bine, foarte bine. Bine, Richard. Dar vreau să spun, Richard, nu știu dacă mai stat pe problema de data trecută, că e o problemă aceea cu milioane, de care eu am visat-o asta. Stă, v-am povestit că atunci când o problemă nu mese, eu ce fac? Mă duc acasă, când mă dezbrac, mă gândesc la problema. Mă duc, stau la masă, iar mă gândesc la problema. Noaptea, când s-a adorm, așa s-a întâmplat data trecută, nu? Când s-a adorm, mi-a venit o idee și am făcut problema. Așa m-a făcut. Și când am scompus voi probleme cu scheletul acela, nu? Cu... Le-am grupat acolo, teribil frumos. V-au ajutat în gerașii, da. Domnul profesor. Da, da. Ei sunt în gerașii. Ei sunt în gerașii. Da, că tot timpul când ești conectat acolo și vrei să dai răspunsul, ei vineau, mă așteptau, n-aveam cum să nu dau răspuns. Foarte frumos, sunteți, bravo, da. Să rămâneți așa ambițioși. O să ajungeți foarte departe. Este important să ne batem, să învățăm lucruri noi. Astăzi ne-am apucat de semn la algebră, dar nu ne-am propus asta. Vinovată e noi. Vinovată în noiembrie că aveam aici de făcut problema următoare. Trebuia să scădem din 70 de kilograme. Hai să încheiem problema cu ce ai spus tu. Că de la tine a venit ideea. Eu o spus așa. Din 70, da? Trebuia să scădem pe 4. Din 70 scăzut pe 4 și minus... Haideți să vedem ce face, doamna. Da. Eu mergeți să anunțați vină. Da, să vină? Da, să facem de aici. Deci, 70 minus 4 și minus 9. 70 minus 4 minus 9, da? Ei, și cum am gândit aici? 70 am zis să le adunăm pe 4 și pe 9. Eu zic așa, de ce să muncesc eu atâta? Mai bine zic 70 minus 13, da? 70 minus 13. Și face minus, cât a fost acolo, face plus 57. Da. Deci am văzut că de aici a plecat toată discuția noastră. I-a zis, domn profesor, dar eu nu vreau să zic 70 minus 4 minus 9 să muncesc așa. Mai degrabă duc pe 4 cu 9. 4 cu 9, poftiți să rămână. 4 cu 9 adun. Și zic 70 minus 13. De ce să zic 70 minus 4? Face 60 și cât acolo? 66. Și iar să mai scad pe 9. Mai bine scad pe 13. Și atunci i-am zis, uite, Noemi, ce ai făcut aici? Mi-a zis că minus 4 minus 9 egal cu minus 13. Acum tu mă determin să vorbesc de numere negative. Din cauza ta. Deci tu ai fost vinovata pentru care, nu, s-a întâmplat discuția de astăzi. Și toate aceste două ori le-am pierdut, în ghilimele spus, le-am pierdut în discuția cu numerele negative. Și am spus eu ce lucru. Din păcate, în școala românească, pe voi vă minte că numai atât se poate. 7 minus 5 se poate, zice învățătoarea, până într-a 6. 7 minus 5 face 2. Dar 5 minus 7 nu se poate. Și vă lasă așa până când ajungeți în clasa a 6-a. În clasa a 6-a acum... Trebuie să vă spun la sfârșit. Încă n-au învățat. Iar după experiența care o am de ani de zile, în clasa a 6-a acum, se întâmplă ruptura definitivă. Când copiii, până în clasa a 6-a, sunt, le spune învățătoarea că numai așa se poate, și 7 minus 5 nu se poate, și când vine profesor la acum și o să vă dă plus cu minus, face minus, minus cu plus, descădem cel mai mic, cel mai mare, nu știu ce. Îi termină. 80% din copii acum fug de matematică. Ne înțelegând semnul algebră, 80%. Numai 20% rămân lipiți. Înțeleg semnul algebră și se duc. Iar din clipa asta totul s-a prăbușit. Iată, datorită faptului că nimeni
nimeni din școala asta românească n-a înțeles că putem copiilor să le predăm încă dintre a întâia chestia asta, a doua, a treia, să-i obișnui că există și numeric un minus. Că spuneam mai devreme, datorie. Te duci să cumpere un corn și cornul costă 3 lei și în buzunar ai numai 2 lei. Ce se întâmplă în momentul acela? Nu mai cumpere. Fetița la magazin. Fetița i-a povestit așa în clasa 3 și a spus nu mă cumpăr, caut alt magazin. Eu insistam pe varianta că trebuie să se împrumute. Și rămâne minusul, dar nu datoria aceea. Da, acum foarte fain înțelege, știți cum? Datoria, Dani, așa zice, da! Da, deci aceste lucruri, dacă sunt spuse la timp, de timpuriu și spuse lucrurilor pe nume, copiii înțeleg de ce. Iar când atunci, așa au gândit aceia când au făcut programul și au spus din clasa a șasea încolo îi spunem de nume negativ. Ori voi acum ați avut șansa, m-ați provocat atât de frumos și v-am vorbit de numere negative, am insistat foarte mult, am insistat aceste două ore pe chestia asta, este spectaculos. Și v-am arătat și tot felul de șmecherii, cum se adună acolo, cu plus, cu minus, toate chestiile. Interesant. Ei, urmează în ședința care o să urmeze, să definitivăm, să facem probleme, să vedem cum anume și cu numeri negativi ne putem descurca. De așa, dar ne oprim aici. Rămâne să ne vedem de acum, vă spuneam, marți, că mâine e joi, mă duc eu la Denia Mare. Richard, faci finalul la clasa 4? Vinerii este... Noemi, zici tu? Nu, și ești un invitat. Atunci, luni și marți ne vedem.